Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media. Colega mea mai de la comunicare m-a informat că în ultima perioadă au fost solicitări din partea mass media pentru a comenta ultimele evenimente care au avut loc ultimele două săptămâni. De asta noi astăzi am decis să facem o conferință de presă, să comunicăm publicului larg despre reformele care sunt efectuate, reformele structurale care sunt efectuate în ANSA, despre reușitele noastre și despre obiectivele care ne le-am propus. În primul rând, vreau să vă informez că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este o instituție a statului care efectuează controlele pe întreg lanțul alimentar, de la furcă până la furculiță. Deci ANSA este o structură în care se efectuează controlul fitosanitar, sanitar veterinar, controlul siguranței alimentelor de origine animală și non-animală și, sigur, controlul produselor alcoolice. Managementul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și-a setat câteva obiective foarte importante și aici mă refer în primul rând la fortificarea capacității instituționale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ale ANSA, eficientizarea, în primul rând, a controalelor oficiale, deoarece noi ne dorim să nu avem acele controle de bifă, dar controlele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor să aibă o finalitate. Sau aici vorbim despre planuri de remediere pentru operatorii economici, sau în cazul în care sunt încălcări grave, discutăm despre amenzi, sau în cele mai situațiile cele mai grave să fie acele suspendări de activitate. Sigur, asta nu ne dorim, dar e important, încă o dată menționez, ca controlele oficiale să aibă finalitate. La fel, unul din obiectivele noastre este lupta cu corupția și partea de integritate este, de fapt, acel pilon care stă la baza implementării tuturor obiectivelor și, sigur, debirocratizarea instituției. Și aici, când vorbim despre eliminarea acelor bariere, acelor acte permisive care nu sunt necesare la etapa actuală și să ne focusăm pe efectuarea controlelor oficiale. Toate aceste obiective și care ne le-am setat noi sunt, în primul rând, implementate prin reformele care le facem. Și aici vreau să menționez că în anul 2018 s-a început implementarea unei reforme, după părerea mea, necesară la etapa respectivă, și anume ca subdiviziunile teritoriale, fiindcă ANSA este formată din aparatul central, subdiviziunile teritoriale și posturile de inspecție la frontieră. Controlele nemijlocite le efectuează subdiviziunile teritoriale, care sunt conduse de șef de subdiviune teritorială, șef de direcție. Păi iată, în 2018 s-a luat decizia că aceste subdiviziuni teritoriale să li se excludă personalitatea juridică pentru a centraliza funcțiile, pentru ca ANSA să poată efectua controlul acestor subdiviziuni mai bine, iar ele se focusează doar pe efectuarea corectă și eficientă a controlelor oficiale. Din păcate, în anul 2020, la insistența unor șefi de direcție din teritoriu, a fost modificată legea 221 și aceste subdiviziuni teritoriale au primit sau li s-a oferit înapoi personalitatea juridică, ceea ce a fost o decizie, după părerea mea, greșită, dar în anul 2021, când trebuia această reformă de preluare, așa să spunem, a personalității juridice, s-a schimbat managementul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și, respectiv, noi urma să numim acei șefi de direcție în subziunile teritoriale. La etapa respectivă, ANSA i s-a prezentat din partea Centrului Național Anticorupție testul de integritate. Un test rușinos, doar 23% din angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au trecut pozitiv acest test. Și acești angajați anume activează în subdiviziunile teritoriale și anume efectuează acele controle oficiale. Respectiv, în anul 2021, la etapa denumirii acestor unor șefi de direcție din teritoriu, care de fapt au activat zeci de ani în subziunile teritoriale și unii din ei vă îndemn să verificați ce activități au în teritoriu, unii activează soțiile acestora. De fapt, ei s-au înrădăcinat acolo în subziunile teritoriale și au efectuat unele activități care nici de cum nu se încadrează în obiectivele care ne le-am setat noi ca autoritate. Respectiv, având acel test de integritate, acele informații cu privire la activitatea lor, s-a luat o decizie, după părerea mea, corectă, și anume de a fi propus funcții de șef direcție în alte raioane pentru a rupe acele rădăcini create. Din păcate, nu s-a acceptat, ei au plecat în disponibilizare și s-au eliberat din rândurile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
Odată cu implementarea reformei din anul 2021, noi am identificat că această reformă a fost greșită, cum am menționat și la început, și de fapt am aprobat altă hotărâre de guvern, hotărâre de guvern numărul 14, prin care au fost create doar 10 subdiviziuni teritoriale, fără personalitate juridică. Prin această reformă s-au redus funcțiile de conducere din teritoriu, au fost centralizate anumite activități, cum sunt partea de cadre, contabilitate, pentru a-i descărca de aceste funcții pe șefii de subdiviziune și nemijlocit să ei să aibă în sarcină efectuarea controlelor oficiale. Plus la aceasta, prin această reformă s-a permis rotația inspectorilor, mișcarea lor dintr-un raion în altul, astfel încât ca în final să avem controle mai eficiente și mă voi referi pe parcurs cum aceste acțiuni au dat roade în activitatea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Urmarea ședințelor de judecată și o parte din judecată, din păcate, nu au fost înțeles acea decizie care a fost luată la nivel de manager a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care a avut, de fapt, scop îmbunătățirea integrității instituționale. O parte din personalul care s-a reîntors în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, de fapt, funcțiile respective nu mai existau și nu mai există nici până în ziua de astăzi, deoarece s-au redus. Li s-a fost propus la toți angajații funcții vacante în cadrul ANSA, dar, din păcate, nu s-au acceptat, deoarece sigur, ei își doresc să practice acea activitate anterioară care, de fapt, contravine celor rigori care le-am menționat. Ba mai mult, noi am implementat și reforme ce vizează și eliberarea celor acte permisive și anume aici vreau să menționez foarte punctat, fiindcă aici au fost atins un șir de interes a foștilor colegii noștri și aici mă refer în primul rând la reforma eliberării certificatelor sanitari veterinare. Prin modificarea legii 221 și aici mersi politicului când ne-au susținut și au înțeles acele beneficii care urmează să fie implementate, a fost exclusă dubla certificare la import. Dacă până anterior produsele alimentare de origine animală care erau importate în Republica Moldova erau însoțite de un certificat sanitar veterinar eliberate de autoritățile competente din țara de export și erau verificate la frontieră de către ANSA, se mai elibera un certificat sanitar veterinar național, care de fapt era un certificat de prisos și se eliberau cu zecile de mii astfel de certificate. Asta avea un efect asupra agenților economici, un efect de birocrație, timp pierdut, bani pierduți, iar când agenții economici stau în rând după diferite certificate, atunci singur ne dăm seama că există tentația de corupție și nu numai. La fel a fost o luată decizia de a elimina certificatul sanitar veterinar la produsele finite de origine animală. Anterior, fiecare lot de produse de origine animală era însoțit de un certificat sanitar veterinar emis de un medic desemnat din cadrul ANSA. Fiecare kilogram de salam sau kilogram de brânză trebuia să fie certificat de către ANSA, ceea ce nu este necesar și nu este o practică europeană, fiindcă nu poți să efectuezi un control echidistant, un control cu o finalitate corectă pe care noi ne dorim, atâta timp cât eliberezi certificate sanitare veterinare prin care tu confirmi zilnic că aceste produse sunt sigure, care de fapt, conform cadrului legal, această atribuție revine agentului economic. Agentul economic este responsabil prin certificatul de calitate care îl emite, de calitatea produselor care se plasează pe piață, iar autoritatea de stat efectuează controle eficiente. La fel a fost exclus certificatul fitosanitar la export pentru materia primă, și aici vorbim de cereale, grupa 1, 2, semințe de plante uleginoase care pleacă în Uniunea Europeană pentru procesare. Numărul certificatelor care nu mai sunt eliberate de către ANSA, mă refer la certificate fitosanitare, sunt în jurul de 20.000 anual. Deci, anterior se eliberau niște certificate care, de fapt, Uniunea Europeană nici nu le solicita. 20.000 de certificate fitosanitare, doar să fie ca exemplu, astea sunt 20.000 de camioane și este foarte bine descris acest proces cât tergiversa activitatea de export a agenților economici. La fel a fost eliminat și certificatul de inofensivitate și doar se eliberează un certificat de sănătate la export, dar la solicitarea operatorilor economici, în cazul în care anumite autorități din anumite state le solicită. Dar punctul culminat în aceste reforme, care de fapt a atins
interesul inclusiv a celor persoane care ies astăzi în fața presii cu diferite minciuni și insinuări a fost eliminarea medicilor veterinari din cadrul piețelor agroalimentare. Și vă rog să verificați chiar unde activează unii soții de la acești conducători, foști conducători ale ANSA, sau unii au activat, de fapt, anterior, deoarece medicii veterinari care erau din cadrul ANSA în piețele agroalimentare, de fapt, efectuau așa numită expertiză sanitar-veterinară a mărfurilor plasate pe piață în niște laboratoare care nici nu erau acreditate, efectuau niște expertize care nu există nici într-o țară a Uniunii Europene, iar noi, de fapt, am exclus acei medici care preluau niște sume bănești care netransparente, care nu sunt clare unde ajungeau ele și pentru ce se luau, erau preluate de la micii comercianți și de la producătorii noștri autohtoni care își comercializează fructe, legume și alte produse în piețe. Au fost acești medici excluși din statele agenției, plus că au existat și acțiuni ale Centrului Național Anticorupție în piețele respective și s-a confirmat în plus că acești medici veterinari de fapt implementau diferite scheme de corupție. Au fost excluși acești medici veterinari și a fost obligat ca piețele agroalimentare să aibă în angajați medici veterinari care de fapt să verifice trasabilitatea produselor care se plasează în piață, să verifice certificatele, dacă sunt produsele respective însoțite de certificate de calitate ale producătorului, iar ANSA să verifice și verifică în continuare aceste piețe în baza legii de controluri oficiale, deoarece piața este ca și orice unitate de comerț care comercializează produse alimentare. La fel, ANSA, pe partea de birocratizare și de eliminare a actelor permisive, a implementat proceduri de digitalizare. Din data de 15 martie 2022, toate actele permisive cu tip de autorizație se eliberează online. Certificatele respective sau autorizațiile sunt însoțite de QR coduri, sunt semnate online, iar agenții economici care doresc și își deschid afaceri noi în domeniul agroalimentar, nu este necesar să vină la subziunile teritoriale, să depună cereri. Totul are loc online, până și semnarea documentului este semnat electronic și acei agenții economici sau agenții economici nu mai trebuie să vină să stea în rând la șefii de subziune teritorială pentru a obține acea semnătură a șefului direcției și fiecare contact, pentru a exclude acest contact, am optat, fiindcă fiecare contact a agentului economic cu șeful de subdiviziune, ne dăm cu bine seama că există riscul de corupție, fiindcă tergiversez, face rânduri, fiindcă până a prelua mandatul de șef de direcție, erau unele subdiviziuni teritoriale unde erau rânduri de oameni, de zeci de oameni care stăteau în rând pentru anumite acte permisive, ceea ce astăzi nu mai există. Și atât prin aceste reforme actelor permisive, digitalizare pe de o parte, micșorarea numărului actelor permisive, două rezultate de fapt foarte importante. Pe de o parte a scăzut numărul certificatelor și aici vorbim de o cifră impunătoare de peste 100.000 de certificate permisive au scăzut numărul lor, iar pe de altă parte s-a majorat numărul certificatelor emise digital. Și asta este un rezultat bun, asta e un rezultat cu care ne mândrim toți împreună că am atins acest obiectiv. La fel a fost aprobat hotărârea de guvern și a fost creat pentru prima dată conceptul informațional e-ANSA, un concept așteptat de operatorii din domeniul alimentar care de fapt înglobează mai multe module digitale pe care le utilizează ANSA și iată anul ăsta în februarie am lansat primele 4 module digitale și urmează împreună cu partenerii de dezvoltare să dezvoltăm acest sistem informațional. Prin digitalizare și eliminarea tuturor lacunelor și a medicilor veterinari din piață, în general, ANSA a renunțat la aparate de casă, la bani cash. Acum toate transferurile bănești au loc doar electronic, transferurile financiare între agenții economici și ANSA. Și asta este un plus, pentru că acest mesaj trebuie să fie clar și pentru operatorii economici. Nu preia sume de bani ANSA în cash, doar transferuri bănești, fiindcă nu mai avem acele aparate de casă. La fel vreau să mă refer și la facilitări pentru operatori.
Pe lângă excluderea actelor permisive, ANSA, împreună cu Ministerul Agriculturii și Ministerul Economiei și Digitalizării, am modificat cadrul legal în Parlament și operatorilor alimentari, cei care, și aici anume mă refer la pensiunile turistice, la operatori artizanali, la producători de cantități mici, urmează, iată, în timpul cât mai apropiat să fie aprobat hotărârea de guvern și urmează acești operatori să aibă mai multe facilitări în domeniul alimentar. De ce este important acest punct? Deoarece până acum, unii colegi din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, neexistând acele facilitări, au implementat, eu le-aș spune, unele abuzuri și aici vreau să dau exemplu foarte clar. De exemplu, având acea o pensiune turistică, unde avem un turist care vrea să consume un produs autohton, un produs, ca să fiu mai explicit, o zeamă de găină crescută în condiții de o pensiune turistică, conform cadrului național anterior, trebuia această găină să fie o găină de producere, abatorizată la un abator autorizat de ANSA. Sigur, un turist vrea să guste niște bucate autentice. Respectiv, noi aici am venit cu unele facilități ca colegii noștri din cadrul ANSA să nu meargă la aceste pensiuni turistice în controle oficiale și solicite ca găinile să fie cu certificate sanitar veterinare și abatorizate la abatoare. Astfel, noi am eliminat acea dependență a operatorilor economici de către angajații ANSA, acea dependență incorrectă, după părerea noastră, care de fapt nu are ca scop efectuarea unor controle eficiente, iar pe de altă parte am fortificat efectuarea controlelor oficiale. Și aici vreau să menționez că datorită implementării controlelor oficiale eficiente, doar pentru anul 2023, suma amenzilor care sunt încasate de ANSA a crescut cu 2 milioane de lei. Da, nu este un indicator de care trebuie să ne mândrim, dar ne demonstrează încă o dată în plus că finalitatea controlelor este atinsă. La fel avem cazuri de retrageri de produse de produse alimentare. Retragere transparentă pentru a asigura că consumatorul nostru nu este pus în pericol să consume produse nesigure. Avem cazuri de suspendări. Avem cazuri de retururi de produse de origine animală de la frontieră. Asta demonstrează că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor își face activitatea corect, își face o activitate bazată pe riscuri, o activitate bazată pe controle oficiale. Odată cu reformele care le-am efectuat, conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a avut ca obiectiv și are fortificarea capacității inspectorilor din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Și aici vreau să punctez, în primul rând, au avut loc majorări de salarii. Inspectorii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au avut majorări de salarii, au fost dotați cu unități de transport. Recent au fost dotată ANSA cu 35 de unități de transport. Cred că este un eveniment unic de la crearea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și urmează în timpul apropiat să mai dotăm parcul Agenției Naționale cu unități de transport. Un obiectiv destul de important, deoarece noi trebuie să, sau ANSA trebuie să poată efectua acele controle de emitere actelor permisive la export, în special, fără rețineri în timp, și să aibă unitățile de transport la dispoziție. La fel, săptămâna trecută au fost primit primul lot de laptopuri, de notebook-uri pentru inspectori în număr de 177. În total vor fi 250 de notebook-uri care vor fi utilizate în scop de controle oficiale, câte un notebook pentru doi inspectori care efectuează controle oficiale. Asta va fi un pas important, deoarece vom renunța, sper, în anul ăsta, până la finalul anului, să renunțăm de tot la efectuarea controlelor oficiale în format de hârtie. Fiecare inspector va efectua controlele doar în sistem electronic. Astfel, va micșora, în primul rând, timpul de control, interacțiunea dintre agenții economici și, sigur, va avea și partea financiară de economie. La fel a fost elaborată strategia de dezvoltare a personalului în cadrul ANSA. Și aici vreau să punctez un obiectiv sau o acțiune realizată, sunt acele facilitări pentru medicii veterinari. Eu cred că din anul 2021 până astăzi, o atenție deosebită pentru medicii veterinari n-a fost niciodată. Am reușit cu susținerea Parlamentului, Ministerului Agriculturii, să
includem în cadrul legal acele facilitări pentru medicii veterinari. Sigur, medicina veterinară este unul din domeniile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor care necesită a fi investite sau modificat cadrul legal astfel încât să aduce medicii veterinari în satele din Republica Moldova, deoarece există o penurie de medici veterinari nu doar în cadrul ANSA, dar și în cadrul operatorilor în activitatea privată. Astfel, medicii veterinari care au finalizat studiile primesc 150 sau 15 salarii medii, chirie gratuită, ajutor la lumină, încălzire. Respectiv, este un pas foarte important și prin ordinul directorului general are loc achitarea acestor facilitări și iată acum sunt primele dosare care le-am primit în cadrul ANSA și urmează să fie primele viramente în suportul medicilor veterinari. Iată, aceste acțiuni demonstrează că noi, de fapt, ne dorim o reformă veritabilă, noi ne dorim să efectuăm acele acțiuni care să fortifice Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. La fel, ANSA a semnat pe partea de medicină veterinară un acord foarte important cu Saxonia Inferioară din Republica Federală Germană și urmează pentru istoric eveniment când vor pleca la studii săptămânale în Germania medici veterinari, în jur de 30 de medici veterinari în decurs de 2 ani, unde vor efectua sau vor fi instruiți cum trebuie să efectueze acele expertize în cadrul abatoarelor, deoarece ANSA trebuie să implementeze și implementează acele cerințe care trebuie să corespundă rigorilor și standardelor Uniunii Europene. Urmarea tuturor reformelor legate de personal, vreau să menționez că ANSA anul trecut a atins un record la angajări, noi am angajat peste 60 de oameni în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, am avut recent un eveniment când 15 noi angajați ANSA au depus jurământul concomitent în cadrul instituției. Asta doar ne face să ne bucurăm, în primul rând, și ne face să fim mai eficienți, mai puternici și mai curajoși, fiindcă acțiunile și reformele care le facem au un rezultat scontat. Partea de integritate. Cum menționam, în anul 2021 ANSA a fost supus testului de integritate din partea Centrului Național Anticorupție, cu rezultat rușinos, doar 23 din colaboratorii ANSA au susținut pozitiv acel test. Noi, în decurs de 2 ani, am elaborat împreună cu Centrul Național Anticorupție planul de integritate și am implementat acele acțiuni în proporții de 98%, un rezultat foarte bun. Am sesizat Centrul Național Anticorupție de fiecare dată când au existat acele abateri care au parte de corupție din partea colaboratorilor din ANSA și respectiv ANSA anul ăsta este una din instituțiile care a fost menționată și în raportul Centrului Național Anticorupție cu unele din cele mai multe incidente de corupție, dar asta demonstrează încă o dată că noi, urmarea implementării acelui plan de integritate, acestui plan de integritate care l-avem aprobat la nivel de autoritate, de rezultate. Fiindcă nu poți să implementezi un plan de integritate și să nu sesizezi Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, când sunt abateri a colaboratorilor din cadrul ANSA. Urmarea tuturor reformelor care au fost efectuate în anul 2023, ANSA a implementat planul de controle și au fost efectuate peste 93.000 de controle oficiale. 90% din obiectivele generale și specifice ca instituții de control au fost realizate. Au fost implementate toate programele de monitorizare în proporții de 93%. Au fost prelevate peste 16.000 de probe de produse și testate în peste 15 laboratoare naționale și internaționale. Toate neconformitățile depistate au fost aplicate închete de servicii, au fost retrase de pe piață, au fost nimicite, au fost returnate produsele în țările de export sau nimicite în cazul în care a fost imposibil. Toate aceste acțiuni, de fapt, au culminat și cu anumite acțiuni pe plan extern și anume pe diversificarea piețelor de export. Republica Moldova, istoric, a obținut dreptul de export ouă de categoria A în Uniunea Europeană. Carne procesată, la fel, a obținut dreptul de export. Și asta se datorează, în primul rând, activității colegilor mei din ANSA, se datorează
Implementarea celor recomandări, urmarea misiunilor de audit care au avut loc în anul 2022 și anul 2023, și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a demonstrat și demonstrează în continuare că cele principii și cerințe care le implementează sunt conform rigorilor Uniunii Europene. Ba mai mult, ANSA sau Republica Moldova au obținut dreptul să exporte în Uniunea Europeană material de săditor de nuc, material săditor de măr, și asta la fel se datorează lucrului colegilor mei, prin care am demonstrat că echivalența controlelor în domeniul semincer săditor efectuată de către ANSA este conform rigorilor Uniunii Europene. Săptămâna aceasta am fost anunțați că urmează să fie Republica Moldova să aibă dreptul de export și material săditor de nuc, de prun, cer scuze, care așteptăm acum decizia din partea sau publicarea deciziei din partea Comisiei Uniunii Europene. Urmează în timpul cât mai apropiat să așteptăm decizia Uniunii Europene pe partea Comisiei Uniunii Europene pe partea de export a cărnii proaspete de pasăre, un obiectiv sau o acțiune sau un rezultat, de fapt, care îl așteaptă în primul rând operatorii din business-ul sau operatorii din domeniul alimentar și în special cei care produc carne de pasăre proaspătă, și sper că în timpul cât mai apropiat, cel mult 2 săptămâni, să avem rezultatul final cu o decizie favorabilă din partea Uniunii Europene. La fel, ANSA de-a lungul celor 2 ani a efectuat un șir de acțiuni consolidate pe partea de acest graș trans, conținutul plăcintii cu brânză sau fără brânză, conținutul de gheață în pește și alte acțiuni care de fapt demonstrează că ANSA își dorește transparență și în continuare va efectua acele acțiuni necesare ca să protejeze în final consumatorii din Republica Moldova. Am semnat 4 acorduri internaționale cu instituții omologe din Lituania, România, Azerbaijan, Ucraina. Avem recent semnat un proiect cu Cehia din sumă de 1,4 milioane pentru fortificarea domeniului fitosanitar, la fel un domeniu destul de important în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, deoarece Republica Moldova este net exportator de produse de origine vegetală și aici avem nevoie de un sistem fitosanitar robust, conform cerințelor Uniunii Europene. La fel a fost semnat acel acord cu Saxonia Inferioară din Germania pentru a fortifica capacitatea medicilor veterinari. Iată aceste acțiuni care le-am efectuat noi, eu împreună cu colegii mei și împreună cu toți colaboratorii ANSA, demonstrează că noi ne dorim să facem și facem niște reforme eficiente, niște reforme care să aibă impact direct asupra consumatorului de Republica Moldova. La final doar vreau să vin cu câteva mesaje pentru consumatorii din Republica Moldova, în special că vin sărbătorile pascale. În primul rând, să procure acele produse alimentare din locuri autorizate, să verifice cu atenție etichetele produselor alimentare, deoarece eticheta pe produs alimentar, de fapt, este pentru ei, să citească atent ingredientele, alergenii, termenul de valabilitate a produselor alimentare, să solicite acel bon de casă, deoarece este foarte important, dacă dorești să obții acele drepturi ca consumator, în cazul în care există anumite suspiciuni că produsul alimentar nu este conform și ai venit acasă și în pungă ai depistat că poate acel produs este expirat, este important să avem acel bon de casă, să depunem sesizări la ANSA și atunci acele drepturi vor fi implementate. Un mesaj către agenții economici, vreau ca operatorii economici să implementeze în continuare acele prevederi, că de fapt ei sunt acei responsabili primari de calitatea și siguranța produselor alimentare care se plasează în Republica Moldova pe piață, să ne informeze în cazul în care există careva sau unele abateri la nivel de calitatea produselor alimentare, ca noi să depunem suport pentru a le exclude de pe lanțul alimentar, iar acei operatori de rea credință care în continuare așteaptă că în cadrul ANSA timpurile se vor schimba și vor reveni acele practici care nu au niciun scop de a proteja interesul consumatorului, vreau să le spun că să înceapă să implementeze acele cerințe de biosecuritate, să înceapă să implementeze acele cerințe de siguranță alimentelor,
că până la urmă ei plasează produse alimentare și produsele respective le consumă întreaga populație Republicii Moldova. Și în final vreau să mă adresez celor 1.000 de oameni, peste 1.000 de oameni care activează în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, să le mulțumesc pentru activitatea care o fac zilnic, să îi încurajez și să efectuez acele controle în primul rând în interesul consumatorului din Republica Moldova, fiindcă toți noi cei care stăm în fața dumneavoastră consumăm produse alimentare din Republica Moldova. Eu vă mulțumesc cu această ocazie și vă doresc sărbători fericite, o săptămână cât mai reușită în continuare și o zi cu spor. Mersi! Spuneți-ne, doar mă cea că politic media, totuși, ce le răspundeți foștilor angajați de la ANSA, care au organizat săptămâna trecută mai multe conferințe de presă? Ei vorbesc despre faptul că au fost, să spunem așa, disponibilizați, după care au câștigat procesul și iarăși au fost disponibilizați. Care este poziția instituției legătură cu acești angajați? Poziția instituției este una transparentă și corectă. Acești angajați care au fost, care de fapt trebuiau să vină în rândul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cum am menționat și în comunicatul meu, în anul 2022 a fost implementată o reformă în cadrul ANSA, a fost aprobată o nouă hotărâre de guvern, hotărâre numărul 14, prin care a fost redus numărul șefilor de subdiviziune din teritoriu. Respectiv, ei când au revenit, acele funcții nu mai există în cadrul ANSA. Noi le-am propus toate funcțiile vacante, toate funcțiile vacante de cadrul ANSA și i-am încurajat să vină, să aplice și să încadreze în rândurile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Dar ei n-au acceptat și au luat decizia să refuză și să se disponibilizeze. Ei ar mai putea să revină la... Evident, chiar îi încurajăm, avem pe domeniul sanitar veterinar, avem foarte multe funcții vacante, avem foarte multe activități pe care urmează să le implementăm și chiar îi încurajăm să vină, să depună aceste dosare, să promoveze concursul și să-și demonstreze capacitățile și abilitățile pe care pot face dovadă în deosebire pe domeniul medicinii veterinare. Da, și o întrebare, dacă e posibil, vreau să vă întreb în legătură cu reorganizarea laboratoarelor din subordinea ANSA. Avem la ora actuală laboratorul fitosanitar, laboratorul boli și centru de înregistrare și omologare pesticidelor. Știm că este și un proiect de hotărâre de guvern care a fost dur criticat atât de laboratoarele menționate, dar și de asociațiile de business și vreau să vă întrebăm cum vedeți dumneavoastră necesitatea unei reforme acestor laboratoare la ora actuală? Este ea necesară? Va avea anumite costuri sau nu? Această reformă de fuzionare a laboratoarelor în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor are funcția de fondator, este o reformă necesară și nu a fost criticată de asociațiile de profil, ba mai mult unele din asociații de profil susțin această reformă, a fost criticată doar de anumite asociații din anumit domeniu. Eu vreau să vă spun că această reformă este necesară deoarece aceste laboratoare, de fapt, toate sunt implicate în domeniul siguranței sau pe întreg lanțul alimentar, în domeniul fitosanitar, sanitar, veterinar, siguranță alimentelor. Aceste laboratoare sunt instituții publice care primesc bani inclusiv și de la bugetul de stat, sunt instituții care sunt subordonate ca noi ca și fondatori și noi ne dorim prin practica altor țări internaționale, fiindcă nu este o practică națională, dar noi am luat experiența și altor state, să fuzionăm aceste laboratoare și, ba din contră, avea un plus valoare pentru ei și aici vorbim de comasarea celor activități de procurări de echipament, cheltuieli pe contabilitate, cadre. Nu va fi, și fie foarte clar, nu vor fi reduceri de personal care activează în cadrul laboratoarelor. Ba din contra, prin această reformă, noi mărim statele de personal, fiindcă ANSA trebuie să-și dezvolte laboratoarele. Și avem necesitate de o instituție puternică, o instituție fuzionată, ca să implementeze acele cerințe și metode acreditate. Iată, spre exemplu, laboratorul de omologare și înregistrare pesticidelor, el la moment este în subordinea Ministerului Agriculturii. Vă întreb dacă ANSA poate ar dori preluare în subordinea sa acestui laborator. Da, el face parte din reforma respectivă și el va fi inclus în instituția nou formată, fiindcă se creează o nouă instituție în care
va comasa toate laboratoarele care activează, instituții publice mă refer, care activează în domeniul alimentar, cum este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, o instituție care comasează toate funcțiile de control pe întreg lanțul alimentar, astfel va fi creată o instituție publică care va efectua întreg spectrul de analiză pe domeniul fitosanitar, sanitar veterinar, siguranța alimentelor și calitatea și siguranța produselor alcoolice inclusiv. Da, și ultima întrebare, ați vorbit, domnul Steanță, despre integritatea în instituție. Observăm că au fost mai multe, să spunem așa, fenomene anul trecut, nici anul acesta, în legătură cu anumite dosare de corupție. Care ar fi, la ora actuală, eu știu, prioritatea instituției pentru ca ANSA să nu fie vizată în aceste dosare de corupție din partea CNA, Procuraturii Anticorupție? Poate vă gândiți cumva la, eu știu, stimularea sau optimizarea, majorarea salariilor pentru angajați? Sigur, aceste acțiuni a Centrului Anticorupție au avut loc și în anul 2022 și o parte în anul 2023. Iată, aceste reforme care eu le-am menționat, de fapt, au ca și scop ca diminua flagelul corupției în cadrul ANSA. Fiindcă noi, cum am menționat, avem un plan de integritate cu un șir de acțiuni și atât. Am menționat, a fost majorat salariile angajaților ANSA, li se creează facilitări, se reduc acele acte permisive care, de fapt, ele pot exista sau, de fapt, ele stau la baza uneori a creierii impedimentului. Cea mai mare sau, să spunem, cel mai mare risc de corupție care îl vedem acum și acțiunile Centrului Național Anticorupție au fost axate anume acolo, sunt posturile de inspecție la frontieră. Unii colegii mei desfășoară săptămânal acțiuni de integritate acolo și suntem ochi și urechi pe acești colegi și încercăm să le aducem acel mesaj, fiindcă corupția nu are un plus valoare pentru consumatorii din Republica Moldova. Dar sigur, noi vom implementa acele acțiuni și pe viitor, pentru ca integritatea instituțională să una să fie de nivel înalt. Mersi mult! Mersi, succes!